Potrivit Cartei Organizației Națiunilor Unite, asigurarea respectării drepturilor omului este una din misiunile primordiale ale ONU. De fapt, anume drepturile omului au fost motivul principal pentru crearea cele mai importante organizații internaționale din lume. Republica Moldova a ratificat o serie de acorduri internaționale și convenții ale ONU în domeniul drepturilor omului, printre cele mai importante fiind Convenția Internațională cu privire la drepturile civile și politice, Convenția Internațională cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Convenția cu privire la drepturile copilului, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenția privind combaterea torturii și Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova sprijină protecția tuturor persoanelor independent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, vârstă, starea sănătății, dizabilitate, orientare sexuală, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. Spre exemplu, în Moldova sunt peste 170.000 de persoane cu dizabilități, care se confruntă mult mai des cu restul populației cu discriminare, excluziune socială, sărăcie, șomaj sau acces scăzut la servicii publice. Pentru a-i sprijini în exercitarea drepturilor lor fundamentale, ONU a susținut adoptarea de către autoritățile din țara noastră a unei strategii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și un plan de acțiuni care prevăd o serie de măsuri pe care statul trebuie să le întreprindă pentru a garanta drepturile acestor oameni. Îndeplinirea de către Guvernul Moldovei a cerințelor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului a dus la scăderea numărului de copii care cresc în internate și case de copii, la îmbunătățirea ratei de vaccinare care a permis eradicarea poliomielitei și reducerea considerabilă a cazurilor de rubeolă, rujeolă și hepatită B la copii, la crearea unui mediu social prietenos tinerilor și copiilor. În același timp, cu suportul ONU și altor parteneri de dezvoltare, toate maternitățile din țară au fost dotate cu echipament performant, fiind redus numărul deceselor nou-născuților, dar și a mamelor la naștere. Națiunile Unite au contribuit și la îmbunătățirea situației femeilor din Moldova. Mamele cu copii mici, inclusiv cele din penitenciare, se bucură acum de mai multe posibilități pentru îngrijirea copilului. Femeile care se confruntă cu violența în familie sunt protejate de un cadru legal și de politici mai bune. Totodată, femeile sunt promovate în funcții de conducere, crește reprezentarea femeilor în primării, consilii locale și raionale, dar și în Parlament. ONU contribuie la prevenirea torturii susținând mecanismul național de vizită în locurile de detenție, dotarea adecvată a locurilor de detenție, susținerea liniei verzi a Centrului pentru Drepturile Omului, la care cetățenii pot semnala încălcările, în special cazurile de tortură și alte tratamente crude, inumane sau degradante. ONU contribuie la îmbunătățirea sănătății și securității la locul de muncă prin activități de prevenire și reducere a accidentelor la locul de muncă și a bolilor profesionale, care pot conduce la dizabilitate, dependență de ajutor social, pensionare prematură, excludere de pe piața muncii, pierderea sursei de venit în familie. ONU mai asigură protecția drepturilor persoanelor cu statut de refugiat, în conformitate cu obligațiile asumate de Guvernul Republicii Moldova în cadrul Convenției din 1951 pentru asigurarea protecției internaționale și pentru extinderea oportunităților de integrare a refugiaților. Începând cu 2004, ONU acordă premii pentru cea mai bună promovare a drepturilor omului de către organizațiile non-guvernamentale și mass media. Premiile sunt decernate în cadrul unei gale a premiilor ONU pentru drepturile omului, organizată anual la 10 decembrie, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului.